Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Skywars, ca de obicei pe serverul nostru Hypixel. Și v-aș ruga să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și dacă vezi episodul în continuare. Știți foarte bine că o motivează toată susținerea și chiar apreciez foarte mult susținerea acordată. Așa că haideți să încercăm să strângem ceva like-uri, destul de multe, dacă s-ar putea. Chiar m-ar motiva și, ok, probabil cereți explicații acum, de ce nu am mai postat Vlad în ultimele zile, de ce nu, de ce nu, de ce nu. Ok. Păi, după cum bine știți, elevii de clasa a 8-a și elevii de clasa a 12-a, la sfârșitul clasei a 8-a, respectiv a 12-a, susțin un examen. Examen numit ori capacitate. Ok. Va trebui să-l gonesc pe tipul ăla. Ok, am jucat bine aici. Bravo mie. Examen numit ori capacitate, ori bacalaureat. Ok, probabil știți, sigur trebuie să știți, că se dă și o simulare înainte de aceste examene. Bine, cei cu bacalaureatul dau și cei ce sunt în clasa 11-a și cei ce sunt în clasa 12-a. Și dau, însă îi dau în martie. Eu am dat acum, la începutul acestei săptămâni, în februarie, luni și marți, luni limba și literatura română, marți matematică. Ce snipe fail. Ok, s-a prins tipul că de ceva cu arcul spre el, dar dau atât de prost cu arcul încât n-am putut să-l omor. Aș putea să-l împac pe tipul ăla, nu are ce spui mai bun. Dar am sabie înceantată, el are, și el are sabie înceantată, deci mă bate, da. Ok, am dat simulările luni, v-am spus, la limba și literatura română, marți la matematică. Voi vedeți videoul miercuri și eu filmez marți seara când sunt destul de obosit și dacă o să-mi pierd discursul, dacă o să mor, e din cauza că nu sunt antrenat, că n-am mai intrat de o grămadă de timp. Și chestiile acestea. Ok, sper să înțelegeți că a fost greu pentru mine și va mai fi în continuare până în vară, adică până la începutul lui iulie. Va fi o perioadă mai grea pentru mine cu YouTube-ul și cu toate cele. Dar nu-i problemă, trecem peste. Ok. Un hit. Un hit. Ce? Aveam, cred că, 5 inimi și mi-a dat un hit. Sharpness 3 să fie avut și tot nu mă omora cu atâta armură pe mine. Ok, nu o să plâng că am murit. Și nu, nu sunt de la care să nu pun în episoade în care să mor. Hai să fim serios, frate. Trebuie să fii prea... No life, să încerci să câștigi fiecare meci. Și așa am avut multe încercări până acum. Și n-am putut, frate, să-mi duc discursul până la capăt. Și am vrut și eu să vă spun aici care a fost treaba cu aceste, cu aceste simulări. Pe care le-am susținut și eu și... O să vă spun așa puțin părerea mea. Ok, ajung luni dimineața acolo la română, frate. Nu știu dacă e bine să vorbesc despre... Are you for fucking real? Serios? Nu cred. Ok, ne continuăm discursul, deci mai mult... Vă zic așa cam despre ce a fost vorba la simulări, ca să nu mai mă repet 100 de ori și să nu fac numai un video informativ, fac live comentarii, îmi bag piciorul în el de meci, adică mai mult vă spun așa care-i treaba, o să încerc să și câștig, dar n-o să sufăr dacă n-o să reușesc. So fuck. Ok. Ajung luni la română, emoții bineînțeles, având în vedere că n-am mai fost de mult, mergeam la concursuri sau ceva de genul, când eram mai mic, da, acum n-am mai mers în ultimii ani. Ok, tipul ăsta e AFK, să-i luăm și noi itemele. Oh my god, cât ghinion! Moftic așa că a dat două săgeți în mine, că n-aveam nici armură, am luat buți din toate chesturile mele. Sau am luat doar două chesturi din spawn. Nu știu, hai că încerc să câștig meciul ăsta. Ok. O să mă înjure lumea, nu-mi pasă, îmi zic aici treaba. Și nu mă mai întrerup, deci acum încep să zic și nu mă mai întrerup pentru nimic în lume.
să zic până la sfârșit. Ok, am ajuns luni, română, vă dați seama, emoții, fiindcă, na, v-am spus, n-am mai fost de mult timp la așa ceva, alții n-au fost deloc, mai rău pentru ei, într-un fel. Fiindcă, na, vă dați seama, orice om are emoții, oricât de mult ai învățat, știți cum se spune, cei care nu învață deloc, ăia n-au emoții, deoarece nu vezi, știi ce note ei până la urmă, trec cu 2, 3, nici ăla. Nu mă tipule, dacă aș avea un speed direct la tine pe insula, aș sări. Poate l-o mor din săgeți. Mamă, cât de prost e copilul ăsta. Scuzați-mă, am zis că nu mă mai întrerup, dar ăsta e fenomen, frate. E specimen o fenomen. E mai mult de atât. Holy fucking shit. N-am poțiune de regenerare. Și nici tipul ăsta n-are. Ok. 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 Mai am fire resistance-ul. Mamă, ăsta a vrut să vină la mine și a căzut. What? Ok. Hai să încep și să încep să nu mă mai întreb. Am ajuns. Și aveam... Știți cum este? Sunt doi supraveghetori. Acum vorbesc pentru cei ce nu știu și pentru cei ce o să urmeze chestiile astea. Mulți dintre voi probabil sunteți deja la liceu. Nu vă interesează, adică vă interesează probabil că o să aveți bacul. Dar am intrat, doi supraveghetori, știam cum o să fie. Cine s-a nimerit la mine supraveghetor? Ok, nu cred că e bine să spun chestiile astea și totuși o să le zic, adică până la urmă e treaba mea personală, ceea ce fac pe YouTube. N-ar trebui să intereseze pe nimeni, fie că ești profesor de-al meu și vezi video ăsta, fiindcă ai apăsat click, fiindcă l-ai văzut pe Facebook, nu te interesează ce spun, sau dacă te interesează e problema ta, nu trebuie să-mi porți pică tot anul până la sfârșit, sau ceva, fiindcă știi că, na, până la urmă, am voie să spun ce vreau, că nu critic pe nimeni, și chiar dacă aș critica, am voie, fiindcă e opinia mea personală, și tu la rândul tău, fie că ești profesorul meu, fie că ești abonat, abonată, coleg, colegă, fie că ești tu, un designer de-al meu sau ce o-i fi tu, fie că mi-ai făcut... Nu contează că aici, că ești prietenul meu cel mai bun sau orice, ai voie să-mi critici la rândul tău opinia. În caz că nu ți se pare potrivit. Ok, am câștigat și eu un meci. Mă bucur mult, nici nu mi-am dat seama că am mai rămas noi. Deci o să vă spun, am ajuns și am avut profesoara mea de tehnologie. Wow! O profesoară minunată. Ca supraveghetoare și o... învățătoare din clasele 1-4. De fapt, de la clasele 1-4. Ok. Ce să vedeți, frate? Deci trebuia să completăm și acești supraveghetori sunt obligați să ne citească nu pot să zic formula, nu știu ce, ceva de la comisia, am impresia, nici n-am reținut de unde e, dar e un regulament cu atribuiri și chestii de genul pe care... reguli pe care trebuie să le respectăm, nebunii, ok, și ne-a citit acolo, nu știu ce, cât una citea, cealaltă frate completa, sunt niște chestii, trebuie să pui inițiala tatălui, de la numele tatălui, numele, prenumele, clasa, județul, sectorul, știți foarte bine cum trebuie, cei care ați dat mă refer. Ok, tipul ăsta a făcut tot în penia, a încercat el să mă omoare și avea armură mai slăbuță, pot spune, decât mine. Și a fost normal să moară el. Și acum moare de ciudă, cred, fiindcă s-a băgat Iolo ca fraierul și probabil mă vedea ce mă și cu nubul ăsta. Și chiar sunt nub, recunosc că am pierdut primele meciuri și fiindcă am avut ghinion la vreo două dintre ele, dar mi se pare că am pierdut 3 la începutul episodului și s-a întâmplat să fac asta pentru că pur și simplu n-am mai jucat de atâta timp, e normal. Oh, fuck, dacă îl dădeam pe la jos, eram cel mai fericit. Și uite că din nou nu m-am ținut de promisiune și tot vorbesc în continuare de altceva și schimb subiectul. Ok, profesora de tehnologie, cât cealaltă învățătoare de la clasa 1-4 scria ea. Oh my god, ce prostie am făcut. Scria ea acolo pe... nu, că învățătoarea citea, deci, din acele reguli. Și această profesoară a mea de tehnologie pe care o am și la clasă, cum ar veni, care îmi predă mie tehnologie acum în clasa 8-a,
Scria pe tablă, completa chestiile aia cu numele, prenumele, nu știu ce. Băi, și era o chestie separat de asta, unde trebuia să scrii pentru ce e și care se, la ce sesiune dai, gen februarie 2016 și încă o chestie. Și trebuia să scrii disciplina și pentru ce. Și a scris, frate, și scria pentru puncte puncte din, cum ar veni, era scris acolo pe foaie din tipar, să zic așa. Și scria pentru puncte puncte. Și a scris pentru, deci scria pentru și a mai scris simulare pentru evaluare națională. Pentru simulare pentru. Oh my god! Vă dați seama, nu-i pasă nimănui că un supraveghetor a făcut greșeala asta. Deci șters, n-ai voie să ștergi. De tăiat cu linia, tăiam, dar n-aveam unde să mai scriem, fiindcă ne, toate chestiile astea sunt obligatorii să le scrii cu majuscule. Și uite că așa a rămas. Cine știe, asta s-a întâmplat luni la română. Cine știe... Bă, dă-te jos... Poate mă bate ăsta. Care armură mai bună. Ok, jitter. Click-ul m-a ajutat aici. Nebunie. Dacă primesc cu săgeată, sunt mort. Cine știe ce vom păți la română cu acele subiecte. Asta e. Nu e vina noastră, frate. Deci nu e vina noastră, nu știu. Vom vedea ce se va întâmpla. Protection 3, ok. Am un level, hai să-mi pun chestia asta. Foarte bun enchantul, speed-ul, am nevoie de el. Să l-am aici aproape. Tovarășul meu. Să luăm chestia asta. Ok, acum greșeala supraveghetorului. Nu mai zic că acea profesoară de tehnologie. Pur și simplu, nu știu, e mai, nu știu, mai neatent, așa să spun. Nu știu, mai ciudată puțin. Din nou, e opinia mea, fiecare crede ce vrea. În altă ordine de idei, ce s-a mai întâmplat? Deci, ăștia au fost colectorii la română, ne-a picat, cred că știți deja, pastelul, specia genului liric, și eu vreau să pice epic. Ori fabula, ori nuvela. Dar a picat aparent pastelul. Ce să faci? Bă, nașpa. Ce poți să zici? A, nu-i problemă. A picat pastelul. Am improvizat și eu pe acolo că nu prea l învățasem. Am spus, m-am axat pe epic. Asta este. Nu-i problemă. Data viitoare. Ok. Mai suntem 2. Tipul ăsta ar trebui să fie. Nu se așteaptă, nu se așteaptă. Mă bate, ești nebun. Oh my god. Oh my god, în ultima secundă. Avea armura enchantată mai bine, cred. Adică avea și chestplate și pantaloni, cred că de enchantați. Nu am văzut exact. Hai să mai jucăm un match, că mai am să explic. Așa, asta a fost luna la română. Am dat, am nu știu ce, nu știu exact, o să iau. Dar vom vedea. Astăzi la matematică, bine, ieri când vedeți voi video, sau depinde când îl vedeți, dar uploadez video ăsta miercuri. Deci, ieri, marți, s-a dat la matematică, după cum v-am spus și mai devreme. Și, la matematică, bineînțeles, bine, nu știam chestia asta, s-au schimbat corectorii, doamne, supraveghetorii s-au schimbat. Nu au rămas aceiași, n-au voie, fiindcă, probabil, sunt chestii astea că îi zici, bă, Gigele ia aici. La sfârșit, după ce termin, de exemplu, la română, îi zici, bă, Gigele ia, mă, 200 de parai, mâine, la matematică, mă lași să fac ce vreau, nu știu ce, nu știu ce. Na. Se fac șmecherii de astea și vă dați seama că nu este permis. Adică nu e permis, normal că nu e permis să se facă șmecherii, nu e permis să fie aceiași supraveghetori. Bă, asta fiind treaba, astăzi, la matematică, au fost alte femei, alte doamne, să zic. Profesoara mea de... Cum să spun, pantalonii. Profesoara mea de franceză. Și profesoara de nu știu de ce, fiindcă nu e a mea, e din nou de la clasele 1-4 învățătoare. Mai suntem 6 playeri. Pantaloni. Da. Asta a fost.
La matematică nu pot să zic că a fost ceva greu, nu pot zic nici că a fost ușor, doar am greșit la prostie așa. Eu zic că puteam mai bine. Sigur puteam mai bine, acum asta e. Am greșit, măcar știu unde trebuie să mă îndrept, fiindcă unele chestii chiar n-am știut să le fac. La vreo două exerciții. Adică am stat, nu, pur și simplu nu mai venea pe moment ideea. Și nici acum nu bine, ceea ce înseamnă că nu știu. Nu mă ascund de voi sau ceva, nu, că nu știu, nu știu, nu știu. Asta e, recunosc. Ok, ai picat o... Mai rămas eu cu tovarășul, nu, mai e încă unul. Păi, dar nu-mi place gigele așa. Păi tu te ascunzi. Și eu nu sunt full diamond. Ok, sunt... Ce? L-ați văzut pe ăsta cum zbura? Vă rog frumos, dați-i și pe un report. Chiar n-are sens. King underline Daniel. Sper să-și ia bani oricum. Și chiar citeam chestiile alea și sunt foarte reale. La Hypixel, în ultima săptămână au banat 10.000 de playeri. Ești nebun la cap? 10.000? Și totuși încă au 28.000 de playeri activi din 50.000 de sloturi. Oricum, cel mai tare server, n-am ce să zic. A depășit cu mult Mineplex-ul, chiar dacă au scos ei minigame. Părerea mea, din nou, puteți să fiți de acord cu ea, puteți să nu fiți de acord cu ea, nu știu, adică mă interesează, nu pot zic că nu mă interesează, dar e părerea mea, n-aveți cum să ziceți că n-am voie să am și eu o părere, orice om are voie să aibă o părere. Și asta e părerea mea, că Hypixel-ul rupe, frate, adică chiar se țin băieții de treabă, au admini, au operatori, au moderatori, au tot ce le trebuie și se țin de treabă, frate, când e de hacker sau ceva. Ok, tu dai mine, mă. Bă, tu dai mine. Bă, băiatule. Bă, ăla s-a oprit să dea mine în loc să dea în ăsta de era spatele lui. Ok, e mort tipul. Oh, mersi. Mersi, mersi, mersi. Cred că își dă pumn în cap tipul. Și pe mine mă mănâncă pielea, mă duc acolo. Da, și ziceam, la matematică n-a fost nici greu, nici ușor. Hai să nu exagerăm. A fost relativ mediu. Se putea și mai ușor, dar se putea și mai greu. Măcar dacă ar da la examen mai ușor, ar fi super bine. Eu zic că la matematică o să iau un 7. Zic eu. Ok, a murit. Nu putea să-mi lase și mie itemele. Zic eu. Acum să vedem cât o fi. Nu știi, surprize, surprize. Dar, da, ce să zic. Simulare, nu știu. Vă dați seama, v-am spus, am avut și emoții. Și ăsta este motivul pentru care n-am învățat. What? Mamă, tipul ăsta mai are, mă, mulți bulgări. Că l-o mor cu arcul, îmi bag piciorul. Bă! Mai e unul. Acum, repede, să nu mă dea jos. Ua, mamă, ninja, 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 fii atent. Fucking ninja. Mamă, cum am sărit acolo, 360. De fapt, 180, dar nu contează. Același lucru. Ok, ultimul este pe undeva pe acolo. Ok, spawn. Hai să mergem rapid. Să-l batem și cred că o să încheiem și noi episodul. Cam asta este părerea mea despre simulare. Ok, nu e spawn. Ultima impresie greșită. Ok, victorii, 3 victorii, 5 loser, nu știu exact, dar am avut destul de multe, am filmat destul de mult, frate. 20 de minute aproape. Ok, păi vă mulțumesc pentru atenția acordată, părerea mea despre simulări, am susținut aceste simulări. Țineți-mi pumnii, de fapt, pentru marele uragan numit evaluare națională. Oh, ușor. Am revenit și eu cu episod, sper totuși să nu... Sper, de fapt, că nu ați devenit inactivi, chiar dacă n-am mai postat destul de multe zile. Și să apăsați butonul de like, fiindcă urmează GTA, urmează CSGO, GTA-ul chiar abia aștept să pun. Live stream-ul din păcate încă nu, dar GTA, CSGO și multe altele. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, subscribe dacă sunteți noi, like și la pagina de Facebook, un share la acest videoclip ca să vadă mai mulți prieteni de-ai voștri, mai ales cei ce sunt a 8-a. Și da, ne vedem data viitoare. Pa!
Pa, pa.